Peste 1100 de persoane au beneficiat anul trecut de consultații medicale gratuite în cadrul campaniei Sănătate pentru sate a Patriarhiei Române. Voluntarii de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului au mers, însoțiți de medici, în 10 localități pentru a veni în sprijinul persoanelor din categorii defavorizate, vârstnici, neasigurați la CNAS, persoane cu dizabilități, nedeplasabile sau pacienți cu boli cronice. Echipa voluntarilor de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului a crescut de la an la an, la fel ca numărul beneficiarilor campaniei Sănătate pentru Sate și aria de desfășurare a acțiunilor. În 2018, voluntarii au ajuns astfel și în județele Argeș și Călărași. Un plus al anului 2018 a fost faptul că am reușit să ajungem cu campania Sănătate pentru Sate în alte două județe. În anul 2018 am reușit să ajungem în județul Argeș și în județul Călăraș. De asemenea, un foarte mare plus al campaniei Sănătate pentru Sate care a venit în anul 2018 a fost faptul că am început o colaborare cu clinica Polimed. Prin această colaborare s-a reușit recoltarea de analize medicale pentru persoanele neasigurate. 600 de persoane au beneficiat în anul 2018 de analize medicale gratuite. După cum știm, persoanele neasigurate nu beneficiază de analize medicale gratuite, deși majoritatea sunt persoane care au venituri foarte, foarte modeste, foarte mici și nu își permit să își plătească poate asigurarea de sănătate. Deci prin intermediul campaniei Sănătate pentru Sate au reușit să își verifice starea de sănătate prin analizele medicale gratuite, dar și prin echipa de medici specialiști care s-a deplasat în localitatea lor. Până anul trecut, în cele 59 de acțiuni derulate în cadrul campaniei Sănătate pentru Sate, aproximativ 8.000 de persoane din județele Ilfov, Prahova, Argeș, Călăraș și Maramureș au beneficiat de asistență medicală din partea voluntarilor Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului.